Noutatea constă în faptul că toate cadrele didactice interesate se pot înscrie la Casa Corpului Didactic Suceava, numai că susținerea financiară a cursurilor, care vor dura 3 ani, va fi suportată de cei direct interesați. Proiectul exact se cheamă Dezvoltarea limbii engleze în predarea altor discipline. Noi putem să-l, încă 3 ani de acum înainte, să-l folosim, acest proiect. Avem acest drept, avem formatorii. Până acum însă finanțarea era făcută de către Uniunea Europeană. De acum însă finanțarea va putea fi făcută de către școli sau chiar de către cadre didactice interesate. Acest proiect al formatorilor de la Casa Corpului Didactic Suceava vine în paralel cu alte proiecte aflate în derulare sau care s-au terminat deja, alături de evaluările curente care în aceste momente au loc în Breaza, Izboarele Sucevei și Ulma.